Karatiștii din Petroșani, legitimați la Clubul Sportiv Municipal, sunt printre cei mai buni din lume. Mărturie stau rezultatele obținute la ultima competiție la care au fost prezenți. Astfel, la Cupa Mondială găzduită de către capitala Ungariei, sportivii din Valea Jiului au obținut 6 medalii, dintre care 2 de argint și 4 de bronz. Cele mai notabile performanțe au fost cele 2 medalii de argint câștigate de Ana Maria Seliște la categoria junioare și Diana Panaite la categoria cadete. Este o competiție foarte puternică unde vin sportivii de top din toate țările de frunte din karate VKF și își testează loturi naționale sportivii cei mai buni în vederea competițiilor care urmează, campionatul mondial sau campionatul european de karate. Și noi ne-am dus doar pe club, au venit 6 loturi naționale acolo, în total au fost 24 de țări, așa pe cluburi au fost vreo 108 cluburi, peste 800 de sportivi. Deci nivelul a fost foarte ridicat, ca și calitatea sportivilor, ca pregătire fizică, tehnică, tactică. Am trecut pe lângă multe medalii, reușind să luăm locul 5, am pierdut bronzul la câte un punct, 2. A fost niște meciuri de senzație au făcut băieții noștri de la juniori care au intrat la echipe, la seniori și au reușit să se califice până în, la nivel de luptă pentru medalia de bronz, pentru locul 3, unde au pierdut cu Israelul la un punct diferență. Deci am câștigat primul meci, am pierdut al doilea și în meciul 3 am făcut egal și atunci s-a mai refăcut un meci suplimentar în care sportivul nostru, Pate Ionuț, a pierdut doar cu un punct diferență și am ratat medalia de bronz la seniori. Dar pe ansamblu toată echipa a mers foarte bine, copiii de la cei mici, de la 7 ani, 8 ani, au mers excelent, au câștigat foarte multe meciuri, am reușit să luăm medalie de bronz la senioare, care contează foarte mult, la minus 68 de kilograme prin Tinkalina, care unde la acea categorie s-a făcut sub formă de turneu, adică meci fiecare cu fiecare. Pe locul întâi a reușit să se claseze o finlandeză care anul trecut la campionatul mondial la Belgrad a reușit să ia medalia de bronz, ceea ce nu e puțin. La junioare Ana Maria Seliștea a făcut finala, a dus-o până în repriză suplimentară și a reușit să obțină argintul. Și apoi am avut la copii, la mini-cadeți, pe Diana Panaite cu medalie de argint și apoi la... Tot la 12-13 ani la mini-cadete Andreea Ambruș a luat medalia de bronz, iar la copii la 8-9 ani Dina Andrada și Miclea Nicoleta au reușit să obțină medalii de bronz. După cum se vedea anul ăsta, numai fetele au reușit să cucerească medalii, dar băieții au avut categorii mult mai mari, deci peste 30-40 de sportivi pe categorie și e mult mai greu la băieți. Acum sperăm la anul, că anul trecut am reușit să luăm o medalie de argint la băieți prin Ștefănescu Emanuel, acum a fost mult mai greu. La competiția din Budapesta au fost prezente și 6 echipe naționale. Este vorba despre reprezentantele Finlandei, Israelului, Moldovei, Portugaliei, Slovaciei și Ungariei. În total, la competiție au participat peste 800 de competitori veniți din 24 de țări.